Judecătorii din Târgu Mureș au dispus suspendarea unui ordin prin care au fost aprobate cotele de vânătoare pentru 25 de specii de păsări în 2021-2022. Instanța a fost sesizată de Asociația Otus, iar decizia nu este definitivă, dar trebuie aplicată imediat. Lucrurile s-ar putea schimba doar după pronunțarea instanței de fond. Am reușit, iată, să oprim vânătoarea la păsări, în contradictoriu cu Ministerul Mediului, cu asociații de vânătoare, cu societăți interesate financiar în a obține profit de pe urma activităților de vânătoare. Pe lista cu speciile care sunt vizate de decizia Curții de Apel Târgu Mureș sunt ciocârlia de câmp, coțofana, gaița, graur, lișița, porumbelul gulerat, prepelița, mai multe specii de rațe sau sturzul cântător. Ornitologii susțin că prin interzicerea vânării acestor specii ar fi protejate și alte specii rare. Până la sfârșitul sezonului, care va fi la sfârșitul lui februarie, speciile care iernează în România nu vor mai fi împușcate. Și aș da aici un exemplu cu gâsca cu gât roșu. Este una din speciile cele mai rare de gâște din lume. Populația este foarte mică. Însă ea face stoluri mixte cu o specie care este admisă la vânătoare, care este gârlița mare. Reprezentanții Federației Asociațiilor Vânătorești susțin însă că vânătoarea de păsări este în continuare permisă, pentru că pe aceeași speță există și o altă decizie a unei instanțe favorabilă vânătorilor. Avem două hotărâri judecătorești care se bat cap în cap. Una de la Curtea de Apel Brașov, care permite și a respins suspendarea ordinului de extracții, și una de la Curtea de Apel Târgu Mureș. Nu se pot aplica două hotărâri contrare. Din punctul acesta de vedere, ordinul încă își produce efectele de extracție și este în vigoare. Până la această oră, Ministerul Mediului nu a transmis un punct de vedere privind legalitatea vânării celor 25 de specii de păsări.